Salutare, salutare, dragilor! Astăzi un clip foarte rapid, foarte, foarte rapid, cu o minunăție extrem de sănătoasă pentru cei și cele care suferiți de astenie de primăvară. Așa că vă ofer o cură vitaminizantă. Eu o să-mi fac destul de puțin pentru că am deja făcut și urmează să îl folosim. Așa că de data asta o să fac pentru voi ca să vedeți o minunăție de elixir pentru astenia de primăvară. Este o tipologie de lichior până la urmă, așa va ieși, extrem de aromat și extrem de folositor. Eu o să folosesc ce am adunat astăzi, și anume niște flori de păpădie. Eu o să le pun cu tot cu tijă, într-un borcanel. Voi puteți să puneți doar florile, eu vreau să fie și puțin mai amărui lichiorul meu. M-am obișnuit cu lichiorurile amare italiene, cu digestivele, așa că asta o să facem și noi acum. Ce mai avem aici? Mai avem niște rocoină. Aveți clip și despre rocoină. A mea puțin s-a blegit, deși este culeasă de o oră, două, așa, și despre rocoină v-am povestit. Aș fi vrut să am și rotunjoară, dar efectiv nu am găsit. Urzică moartă roșie. Este deja pe gata, urzica moartă roșie. Și doar atât am avut la momentul ăsta. Ciuboțica cucului, adunați-o pentru că este absolut, absolut fantastică și aveți tot așa niște clipuri cu ea. Eu le las pe toate câteva ore să-și elimine din apă. Deci, ciuboțica cucului, iar aici avem mentă. Așa. Le punem pe toate într-un borcan, peste care o să adaug o lingură de zahăr și o să adaug țuică de prune. Puteți adăuga țuică de mere, puteți adăuga țuică de cereale, puteți adăuga alcool de 98 de grade, dar pe care o să-l diluați puțin mai mult, până se ajungă pe la 40 de grade. Puteți adăuga vodka, dacă asta aveți în casă. Iar ca și plante, puteți să puneți rotunjoară, bineînțeles, puteți să puneți părăluțe, adică bănuței. Puteți să puneți muguri de zmeur. Eu o să culeg de la o rudă care are cultură de zmeură. O să-mi culeg câțiva muguri de zmeură pentru că sunt extraordinar de buni ca să-mi fac un gemo derivat. Puteți să puneți coada șoricelului pentru că acum este înmugurirea la coada șoricelului. Sunt frunze tinere și sunt extraordinar de utile. Urzică vie. Puteți să puneți și niște vârfuri de urzică vie tot așa pentru că sunt extrem, extrem de utile. Bun. Eu, după cum am spus, o să îi adaug o lingură de zahăr. Puteți să puneți o lingură de miere, doar că riscați să fermenteze. Nu-i adăugăm nimic altceva, nicio altă aromă, nu-i adăugăm lămâie sau altceva, pentru că ne dorim să-și păstreze efectiv. Efectiv, gustul plăduțelor macerate în alcool. Dar pentru cine dorește mai aromat, poate să pună un baton de scorțișoară sau poate să pună un baton de sau o coajă de lămâie. Turnăm, după cum am spus, țuica. Așa. Și o să
lăsăm amestecul ăsta să se macereze practic în alcool, să iese un fel de tinctură îndulcită și aromată, aproximativ 3-4 săptămâni. Dacă se poate, se poate lăsa și într-un loc mai însorit, într-un loc în care să se extragă cât mai bine aromele și mai ales proprietățile terapeutice ale minunăților pe care noi le-am pus aici. Va ieși o tinctură colorată, un lichior fantastic, din care puteți să beți aproximativ 10 ml pe stomacul gol, ca și proprietate terapeutică maximă, dar se poate bea și după masă, ca un digestiv. Înainte de masă are proprietate de detoxifiere, după masă are și proprietăți de digestie. Îmbunătățește digestia extraordinar de mult. Deci, dacă vă doriți să faceți un digestiv din plante, acum este momentul. Puteți folosi plăntuțele pe care eu vi le-am menționat și cu siguranță va ieși o minunăție. Pentru astenia de primăvară, deci un pahar, un păhărel pe zi de 10 ml înainte de masă, ca să poată să pornească practic tot organismul. Cam asta este, atât de simplu și atât de ușor de realizat. Și cu toate astea o să vedeți. Deci chiar vă rog să faceți minunăția asta și o să vedeți câtă energie o să vă dea și cât o să vă simțiți de bine. Nu este din cauza alcoolului, pentru cine nu poate să folosească alcool, poate eventual să-și pună tot așa o lingură. O lingură, asta are aproximativ 5 ml, o lingură de lichior de genul ăsta într-un ceai fierbinte. Se va mai evapora din alcool și se vor păstra proprietățile plantelor. Dar haideți totuși să ne gândim că este o băutură digestivă și tonifiantă, revitalizantă, extraordinară pentru cei care pot să o folosească, bineînțeles. Bun, asta este tutorialul meu de astăzi. Nu uitați de un like, de o distribuire și mai ales să vă abonați la canalul meu, pentru că în felul acesta aveți parte de tutoriale minunate. Dacă aveți rețele de socializare, Facebook, Instagram și sunteți pe diverse grupuri, vă rog să distribuiți tutorialele mele, pentru că în felul acesta află cât mai multă lume și nu se știe niciodată cui îi poate fi de ajutor un remediu prezentat de mine, un remediu fitoterapeutic. În descriere găsiți link către canalul meu către magazinul meu online, unde găsiți diverse remedii din plăntuțe și tot acolo în descriere o să găsiți un alt link prin care puteți să-mi oferiți o cafea virtuală. Pentru că nu putem bea o cafea reală, și atunci, ca semn al prieteniei noastre, cine poate și își permite, îmi poate oferi o cafea virtuală. Și în felul acesta mă ajutați să merg mai departe cu tutorialele. Bun, asta este tot pentru astăzi. V-am pupat! Și să-mi spuneți acolo în comentarii dacă ați făcut minunăția asta de lichior digestiv revitalizant, un elixir de primăvară. Și să-mi spuneți cum v-a ieșit și ce plăntuțe ați folosit. Eu v-am spus ce se poate pune și ce aș fi înlocuit eu din minunăția asta de astăzi. V-am pupat!